Având în vedere calitatea de stat membru al Uniunii Europene și acquis-ul comunitar în domeniul statisticii agricole, România trebuie să efectueze odată la 10 ani recensământul general agricol. Acesta are menirea de a realiza un tablou general al caracteristicilor structurale ale exploatațiilor agricole necesare programelor și politicilor agricole și de dezvoltare rurală. Recensământul general agricol va evidenția schimbările survenite de la runda 2010 și furnizează indicatori statistici pentru monitorizare, evaluarea și fundamentarea politicilor agricole comune, transmite Direcția Agricolă Suceava. În perioada 10 mai-31 iulie 2021 se efectuează la nivel național în toate unitățile administrativ-teritoriale din România recensământul agricol. Potrivit Elenei Claudia Gogu, director executiv al Direcției pentru Agricultura Județeană Suceava, la recensământ se registrează exploatațiile în care se desfășoară activități agricole, indiferent de statutul lor juridic, activități agricole prin utilizarea suprafețelor agricole și sau deținerea de animale care obțin produse agricole și sau păstrează suprafețe în bune condiții agricole și de mediu. De asemenea, sunt colectate informații statistice privind principalele caracteristici ale exploatațiilor agricole. Capul sau șeful exploatației agricole are obligația să furnizeze recenzorilor date și informații corecte și complete. De asemenea, să respecte și să nu obstrucționeze activitatea personalului de recensământ din teritoriu și să prezinte pentru înregistrarea corectă a datelor de identificare a persoanelor un act de identitate valabil. Pe toată perioada de recenzare, personalul de recensământ în teritoriu se identifică prin prezentarea legitimației care îi atestă calitatea. Constituie contravenții următoarele fapte: obstrucționarea persoanelor implicate în acțiunea de recensământ, în efectuarea înregistrărilor și controlul datelor ce fac obiectul acestei cercetări statistice, refuzul furnizării informațiilor prevăzute în chestionarul de recensământ, furnizarea de date și informații eronate sau incomplete. Contravențiile menționate se sancționează cu amendă de la 1.000 la 5.000 de lei. Atrage atenția Elena Claudia Gogu.